În nordul județului Dolj, aproape 1500 de hectare de pădure de stejar și salcâm, proprietatea localnicilor din comuna Bulzești, au fost invadate de omizi. Insectele au distrus aproape în întregime frunzele copacilor, iar în unele locuri plantele au început să se usuce. Oamenii spun că niciodată nu au mai fost atât de multe omizi, însă nu au bani să stropească nici pomii din grădini. Foarte multe omizi, să știți. N-au fost niciodată cum este acum. V-au afectat? Da. Pomii, tot, păduri, tot. Aș fi dispusă să plătiți ca să stropiți pădurea? Să o stropească cine mare vaci, cine mare, dar eu peste mine în casă nu vin. Sunt omis multe și nu știu ce ar trebui să facem. Adică stropiți cum se stropea înainte. Înainte se stropeau, veneau avioanele înainte și le stropeau. Acum dacă nu mai... Aveți contract cu direcția silvică? Nu, nu. Zona a început să fie invadată de omizi încă de anul trecut, însă autoritățile din Bulzești susțin că nu au bani și nici baza legală pentru a lua măsuri de combatere a insectelor pe proprietățile localnicilor. Proprietatea persoanelor fizice nu poate fi stropită pentru că, fiind proprietate privată, trebuie să plătească cineva pentru aceasta. Ocolul silvic, deși are în contract de pază această suprafață de teren forestier, nu suportă și cheltuielile pentru stropirea suprafețelor forestiere. Reprezentanții Direcției Silvice Dol susțin că infestarea pădurilor cu omizi apare periodic, însă insectele pot fi combătute prin stropire cu substanțe speciale. Anul acesta niciun sfert din fondul forestier nu a fost stropit. Autoritățile au luat măsuri doar pe domenii aflate în proprietatea statului. 14.500 de hectare pe care am și făcut lucrări de combatere. Am prezentat proprietarilor, împreună cu colegii de la ITRSV, i-am înștiințat că trebuie să desfășurăm aceste lucrări, să efectuăm aceste lucrări de combatere, însă ne-am lovit de reticența unora dintre proprietari. Județul Dolj are un fond forestier de 94.000 de hectare de pădure, 60.000 sunt proprietatea statului.